Care e rostul de a fi pe pământul ăsta? Care e rostul noastră și rostul meu de a fi pe pământul ăsta? De a trăi pentru onoarea lui Dumnezeu și a aduce slavă lui Dumnezeu, da? Vreau să vă întreb acum, nu trebuie neapărat să răspundeți, dar măcar în inima noastră răspundeți cu sinceritate. Cât din timpul petrecut pe zi îl petrecem să aducem slavă lui Dumnezeu și cât îl petrecem pentru interesele noastre? Adică poți să aduci slavă lui Dumnezeu și când îți faci treburile tale. Ideea este când ne gândim ca în lucrarea asta care o fac acum trebuie neapărat să-i aduc onoare lui Dumnezeu. Cât timp ne gândim la asta pe zi? Vă rog să nu răspundeți, că nu vreau să mințiți. Eram de vorbă cu cineva, nu o să vă spun numele, nici locația, și mi-a povestit că a avut o experiență cu doi frați, puțin cam duși cu pluta. Cum se zice în România, ci că au cameră, dar nu e mobilă înăuntru. Cum zic americanii, nu urcă liftul până sus. Ăștia veneau la adunare ăștia doi și tot timpul și pastorul a ținut predica că Dumnezeu are un plan cu tine, nu numai cu pastorii. Dumnezeu are un plan pe fiecare, l-a chemat în via lui și Dumnezeu ți-a dat un dar și trebuie să-ți folosești darul ăla. Și că dacă nu-ți folosești darul, vei plăti. În toate parabolele care le dă Iisus, absolut în toate, cei care nu și-au folosit darul, au plătit. Și-au pierdut viața veșnică. Și spunea pastorul respectiv că a ținut predica asta că toți trebuie să ajute. Și apoi zice, o să avem evangelizare și aș vrea ca toți să ajutați cumva. Și au venit ăștia doi să-l chemăm, nu știu, hai să nu le mai punem nume. Au venit ăștia doi și că vrem și noi să ajutăm, că am înțeles că toți trebuie să ajute. De asta pastorul, ce mă fac eu cu ăștia, că ăștia mă fac de râs dacă vin. Și că gata, am găsit un geap pentru voi, voi vă rugați. Ăștia s-au dus ei acasă, s-au discutat unul cu altul, că erau frați. Cum să ne rugăm? Păi noi ne rugăm în fiecare zi și așa. Cred că n-a zis să ne rugăm, cred că hai să ne rugăm cu oamenii, că era vorba de oameni, 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 că era vorba de oameni. Bine, ne rugăm cu oamenii. S-au dus la prima ușă din sat, erau vreo 6-7 mii de locuitori, ba la poartă și aia deschid poarta, ne-am pus pastorul să ne rugăm cu oamenii, să ne rugăm cu oamenii, pentru ce să ne rugăm? Ce, eu am vaca bolnavă. Doamne, fii cu vaca și vindecă-o, amin, papa. Casa următoare. Păi, soția mea e bolnavă de cancer. Doamne, vindecă-i soția de cancer, amin, papa. Poarta a treia. Păi, copiii mei au plecat de acasă, nu mai vorbiți cu noi. Doamne, adu-i copiii acasă și ajută să vorbească cu părinții, papa. După vreo două luni au terminat ei tot, mai erau patru luni până la evangelizare, au terminat tot, se duc înapoi la pastore, pastore, am făcut ce ne-ai spus, ne-am rugat, acum ce să facem? Ăsta, oleo, nu scap de ăștia. Duceți-vă și rugați-vă iar. A, bine, 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 a, rugăciunea multă e bună, bine. S-au dus înapoi la prima poartă. Ce să facem, ce să facem? Păi, de când v-ați rugat voi, s-a vindecat vaca. Doamne, mulțumim că s-a vindecat vaca, papa. Ușa a doua. Ce să facem? Ce să facem? Păi uite, soția mea se simte bine. Doamne, îți mulțumim. Ușa a treia. S-au dus la pastor. Am terminat, toată lumea ne-a rugat. Ce să facem? Ce, nu mai trebuie nimic, începem evangelizarea. Bine, bine. La evangelizare au venit 45 de oameni. 44 aduși de ăștia doi și unul de restul bisericii. Poate Dumnezeu să folosească pe oricine? Frații mei, ascultați cu atenție. A, păi sunt frate obosit, am servici, păi sunt frate bătrân, sunt bolnav, sunt prea tânăr, am școală, n-am timp să... Țin scuzele. Dumnezeu a folosit un măgar să-i vorbească lui Balaam, nu-i așa? Păi atunci poate să te folosească pe tine, nu? Dacă Dumnezeu folosește un măgar, poate să folosească pe oricine. Dumnezeu a folosit doi demoniaci, doi oameni posedați de demoni, e așa sau nu e? Atunci nu există niciunul care să zică în ziua judecății, Doamne, știi care e treaba? Am fost prea ocupat, n-am avut timp sau nu, mă, n-am fost la seminar, eu nu știu să vorbesc. Dumnezeu ți-a dat un dar care trebuie să-l folosești. Dumnezeu are un plan cu tine. Să fii adventist, nu e suficient să mergi la adunare o zi pe săptămână, să dai zecimea, ceea ce e bine. Să fii cinstit, să nu furi, să nu minți, să plătești taxe și să mănânci brocoli. Și farisei făceau treaba asta. Și farisei țineau sabatul. Și farisei mergeau la biserică. Și l-au omorât pe Iisus. Să fii adventist nu e suficient să mergi la adunare. Dumnezeu când te-a chemat ca creștin, Dumnezeu ți-a dat o lucrare de făcut. Nu-i așa? Când vine Iisus nu să spună, o, intră în bucuria stăpânului tău că tu ai ținut sâmbăta. Nu mă înțelegeți greșit. Trebuie să ținem sâmbăta.
trebuie să mergem la biserică, trebuie să... și așa mai departe. Dar Dumnezeu nu o să spună așa. O să spună, am fost... și ați venit la mine la spital, am fost... aveți, avem o lucrare de făcut. Cum poți să spui că îl iubești pe... oh, cât de mult îl iubesc pe Domnul, este să-l iubesc cu toată inima mea. Serios. Asta e bolonii. Minciuni, vorbe poate să spun oricine. Cum poți să spui că îl iubești pe Iisus dacă nu-ți iubești pe aproapele? Hai să facem un test. Dacă spune așa, toți care sunt republicani să ridice mâna, pe aceea toți care sunt democrați să ridice mâna. Acum, hai, discutați între voi. Cum te-ai gândit de celălalt care nu-i ca tine? Bă, ăsta e prost, de ce a votat așa, băi? Bă, păi de ce n-ai votat așa? Bă, de ce? Hai, încep să ne certăm. Păi unde e iubirea? Nu trebuie să fii de acord cu cineva ca să-l iubești și să-l ajuți. De acord sau nu? Ce spune Pavel? Rugați-vă pentru? Pentru guvern. Nu contează că ești de acord sau nu. N-ai fost de acord cu Obama? Trebuia să te rogi pentru el. Nu ești de acord cu Trump? Trebuie să te rogi pentru el. Nu ești de acord cu primarul? Trebuie să te rogi pentru el. Nu spune nimeni să fii de acord cu el. Dar trebuie să te rogi pentru el. Păi nu poți să-l sufăr. Păi ești creștin, frate. Trezește-te. Nu poți să-l sufăr. Ce e aia? Am lăsat ca pasiunile pentru politică și pentru pământul ăsta să ne ia mințile. Locul nostru nu e aici. În timp ce trebuie să ne facem datoriile și față de politică și față de casă, nu mă refer la dumneavoastră, că dumneavoastră nu știu cum reacționează la chestia asta, dar am văzut membri în biserica mea care mi-au spus, nu-l sufăr dacă ar muri odată. Vorbea de președinte, zic că nu-l sufăr. Băi, frate, ești adventist, băi, wake up! Ia zic, ce-i rău cu tine? Du-te la doctor, controlează-te. Pastore, de ce spui așa? Păi cum poți să spui nu-l sufăr? Poți să spui nu sunt de acord cu el, dar mă rog ca Domnul să-i dea înțelepciune. Dacă nu ești de acord cu mine, nicio problemă, fraților, nu trebuie să mai mă chemați înapoi și nicio supărare. Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Acum, eu sunt aici să vorbesc, când termin de vorbit, nu mai mă invitați, ok. Dumnezeu ne-a chemat să iubim și pe... Oleu, asta nu e ușor. E ușor de zis, dacă cineva te critică, hai iubește-l. Dumnezeu ne-a chemat să iubim și pe vrăjmașii noștri. Dumnezeu ți-a dat o lucrare de făcut și Dumnezeu nu spune cinstește pe tatăl tău dacă e bun. Dumnezeu zice cinstește-l pe tatăl tău, punct. Indiferent cum e tatăl tău. Dumnezeu nu zice să-ți iubești, să-ți iubești vecinul dacă e bun. Dumnezeu zice să-ți iubești vecinul, punct. E așa sau nu e așa? Dumnezeu ți-a dat o lucrare de făcut și lucrarea aia nu e condiționată. Iisus când a vindecat leproșii, n-a zis așa, nouă cărați-vă că voi nu vă pocăiți. Ăsta, tu te pocai că pe tine te vindec. Iisus știa viitorul, știa că se va pocăi numai unul, i-a vindecat pe toți 10. E așa sau nu e așa? Cine îți dă ție dreptul să alegi pe cine iubești? Dumnezeu ne-a iubit pe noi când eram încă vrăjmași. Să trecem la subiect, asta e numai introducere. Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru noi. Care e planul lui Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu a chemat Israel. O să discutăm puțin de Israel, fiți atenți, să vedem care a fost planul lui Dumnezeu cu Israel. Și pentru că ei nu și-au împlinit planul, Dumnezeu i-a refuzat, i-a lepădat și ne-a chemat pe noi. Întrebarea e, noi ne împlinim planul sau nu? Dumnezeu a chemat pe Israel, de ce? Deci în Exodul 19, ce să fie? O împărăție de? Preoți. La cine se referea? La Aaron sau la toți? Toți. Oh, ok. Ce înseamnă asta să fie o împărăție de preoți? Ce înseamnă asta să fie o împărăție de preoți? Să transmită iubirea lui Dumnezeu tuturor națiunilor. Pentru că, mă, fraților, ascultați cu atenție ce vă spun acum, nu trebuie să fiți de acord. Dumnezeu nu a chemat Israel la salvare. Și a chemat la lucrare. M-ați auzit ce am zis? Dumnezeu nu a chemat Israel la salvare, ci la lucrare. Dumnezeu a chemat la salvare pe toți și pe Israel cu ei. Nu știu dacă ați auzit ce am zis. Dumnezeu a chemat să-i mântuiască pe câți? Dumnezeu vrea ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă. Dumnezeu a chemat pe Israel nu la salvare, ci la lucrare, ca ei lucrând pentru alții să fie și alții, să aibă șansa mântuirii. Pentru că Dumnezeu iubește pe toți, sunt copiii lui, a murit pe cruce pentru ei. Dumnezeu iubește pe toți fără deosebire. Dumnezeu nu iubește adventiștii mai mult. În cazul ăsta, Israelul a fost chemat și la mântuire. Dumnezeu nu a chemat la mântuire numai pe Israel. I-a chemat pe toți la mântuire. În schimb, Israelul a chemat în mod special la o lucrare prin care ei să spună lumii despre iubirea lui Dumnezeu și despre șansa mântuirii și despre Evanghelie. Israelul ce a făcut? S-a izolat.
S-au băgat între patru pereți, s-au întâlnit toată pe săptămână, au avut cântare, rugăciune, predică, după aceea colectă și acasă. Și ceilalți necurați, lumea. Băi, fraților, lumea nu e dușmanul nostru, fraților, noi suntem dușmanii noștri. Pentru că ei au refuzat să fie o casă de rugăciune pentru toate neamurile, să fie o lumină pentru toate popoarele, pentru că au refuzat să fie sare pentru toate popoarele, Dumnezeu i-a lepădat. Și ne-a chemat pe noi și în 1 Petru 2,9 spune că noi suntem chemați să fim ce? O preoție împărătească, mă frate! Și acum întrebarea este, suntem sau nu suntem? Foarte simplu. Foarte simplu. Fiecare trebuie să se întrebe așa, dacă ești sincer. Băi, eu sunt adventist. Ia stai puțin, ce înseamnă adventist? Sunt cu adevărat, împlinesc cu adevărat chemarea care mi-a dat-o Dumnezeu? Da sau nu? Gândiți-vă la treaba asta, numai o secundă, frate, că sunt. V-am văzut. Au fost chemați, spune paragraful, să fie o forță de atracție pentru lumea căzută, să arate lumii iubirea lui Dumnezeu. Au fost chemați să arate lumii iubirea lui Dumnezeu. Acum nu trebuie să predicați. Nu toată lumea are darul vorbirii. Cum nu toată lumea are darul cântării. Dacă e unul la cor care nu are voce, rage acolo. Nu poți să iei unul la cor care nu are darul muzicii. Nu poți să pui unul să repare computere care nu are habar de computere și nu poți să pui unul să repare mașina care nu are habar de mecanică. Dumnezeu a dat darul oamenilor. Iei la cor pe la cu muzica, pui la predicare pe la cu predica, fiecare nasul face treaba nasului și piciorul face treaba piciorului, nu? Așa spune în Biblie. Dar folosește darul care ți l-a dat Domnul, nu-l îngropa. M-ați înțeles? Ok, trecem puțin mai departe. Deci așa, astăzi dacă auziți vocea voastră, nu vă împietriți inimile cum s-au împietrit părinții voștri în pustie. Trecem mai departe, știți versetul, nu? De aceea am zis în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, nu vor intra. Dar Dumnezeu îi chemase ca să intre, nu? Au intrat? Și auziți ce zice acolo. De aceea nu lăsați să fie între voi niciunul cu o inimă rea și necredincioasă care îți depărtează Dumnezeu. Ci astăzi, în versetele la 3, se repetă astăzi de 3 ori. Astăzi, dacă auziți vocea lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima ca părinții voștri. Și acum ascultați puțin ce zice acolo. Dumnezeu a jurat în mânia lui că nu vor intra în odihna lui. Și ei nu au intrat din cauza... Nu, încă o dată. Din cauza... Da, numai doi știu. Ziceți, toată lumea, din ce cauză n-au intrat? Ia uite mă, frate, eu credeam că n-au intrat, că erau uriași acolo și zidul mare la Ierihon. O să discutăm de chestia asta imediat. N-au intrat din cauză... Patru lucruri care le vom învăța astăzi. Unu, amânare sau urgență. Doi, chemat afară din Egipt sau iubirea de Egipt. Trei, credință sau necredință. Patru, te ridici sau te cobori. Te întreb de două ori. Ok. Ce înseamnă pustia? Te ridici sau te cobori? Haideți să discutăm. Amânare sau urgență? Astăzi, dacă auzi vocea lui, nu ți împietri inima. De ce azi și nu mâine? De ce, frate? De ce azi și nu mâine? Uite un răspuns bun. Poate mâine nu mai suntem aici. E un răspuns bun. Cine știe dacă mâine mai trăiești? Dacă se închide harul mâine. Nu? Când eram eu, v-am povestit povestea asta, când eram eu așa mai mic și mai fraier, mergeam la școală pe Eminescu, coboram pe picioare, mă duceam la școală și treceam pe lângă Bayram Hasan. Bayram Hasan era un turc, am poza, îmi pare rău că nu v-am pus-o să vedeți, avea așa un cărucior cu trei roți, o roată mare în față și două în spate și cu trei butoiași așa îngheață cu înghețată. Avea înghețată de vanilie, de cacao și de pistacio. Aia de pistacio era cea mai bună. Îmi plăcea, puteam, nu mai contează că e sănătoasă sau nu, dacă aveți înghețată de pistacio, invitați-mă. Așa, o mănânc de rup. Ok, înghețată de pistacio. Avea înghețată de pistacio și țipa moșul, zicea, azi cu bani, mâine fără bani. Eu am fost fraierul, le-am crezut. M-am dus, am cumpărat înghețată de pistacio, dă și mie una, am plătit, am mâncat-o, pa. Mâine mă duc, dă și mie înghețată degeaba. Deci de ce ți-aș da eu înghețată degeaba? Pa, așa ai zis ieri. Tu ne-ai ascultat, copile. Azi cu bani, mâine fără bani. Păi am venit mâine. Nu, tu ai venit azi. Nu, am venit ieri și acum e mâine. Și bă, tu ești nebun? Azi e azi, mâine e mâine. Am stat și m-am gândit, are dreptate, azi e azi, mâine e mâine. Zic, ok, plătesc, vin mâine din nou. M-am dus mâine, zic, dăm înghețata degeaba. Zice, nu, azi cu bani, mâine fără bani. Zic, bă, tată, păi tu așa zici în fiecare zi, când e degeaba? Mâine. Păi zic, când e mâine? Și că, hei, mâine nu vine niciodată. Ați înțeles sau nu? De ce am crede noi că dacă nu ne schimbăm azi, ne schimbăm mâine?
Azi sunt ocupat, dar de mâine încep să mă rog. Azi sunt ocupat, dar de mâine încep să studiez și eu Biblia. Nu, frate, dacă nu începi azi, nu o să încep mâine. Dar asta e o minciună care lui Satana îi place să ți-o spui. E așa de frumoasă, de mâine o să fiu mai bun. Dacă vrei să fii mai bun, fii azi mai bun. Dacă nu te schimbi azi și nu te schimbi mâine și nu te schimbi pe mâine, cu cât am mai mult, cu atâta mai puțin o să te schimbi. Dumnezeu nu ți-a dat mâine, Dumnezeu ți-a dat azi. Azi, dacă auziți, dar nu este motivul cel mai important. Și în Biblie acolo spune versetul. Azi, dacă auziți vocea lui, ce să faceți? Să nu? Ce se întâmplă când nu faci azi cu inima? Se împietrește, fraților. Se dezvoltă pe ea, cum se numesc eu, piele de crocodil. Știți ce e pielea de crocodil? E pielea aia groasă, care orice îi face, nu simte. N-are simț. Adică, astăzi aud o predică și mă mișc așa în suflet și îmi dă lacrimi și trebuie neapărat să fac o schimbare în viața mea. Dar acum sunt ocupat, de luni înainte. Săptămâna viitoare aud o predică, gata, de aici înainte trebuie să mă rog. Dar nu acum, de duminică. Săptămâna aceasta, după o viață de predică, noi nu ne schimbăm niciodată. Câte predici? 1000, 2000, 5000, câte predici am auzit? Și suntem tot la fel. Pentru că, frate, dacă nu te schimbi azi, nu te schimbi mâine. Bate fierul cât e. Dacă Duhul Sfânt te impresionează și te îndeamnă să faci o schimbare, Dumnezeu nu o să-ți dea mai mult decât poți să duci. Și când Dumnezeu îți dă ceva, îți dă și mijlocul și puterea. Dacă Dumnezeu te cheamă să faci ceva azi, fă-i azi, că dacă nu faci azi, mâine nu vei face. Și aia e cel mai mare pericol în credință. Oamenii care fac păcate mari au mai multe șanse, vame și păcătoși și prostituații, să se pocăiască decât sfinții. Pentru că sfinții ce zic? N-am furat, n-am omorât pe nimeni, n-am călcat sabatul, n-am înșelat nevasta. Că n-am studiat azi, am fost ocupat. Și pentru că nu sunt așa de vinovați, nu simt nevoia să se pocăiască. Unul care a făcut un păcat mare știe că a făcut și zice, Doamne, iartă-mă, sunt păcătos. Și oamenii nu se pocăiesc de păcate mici, se pocăiesc numai de păcate mari. Fraților, dacă Duhul Dumnezeu te îndeamnă și dacă Domnul te cheamă la o lucrare azi, fă-o azi, că mâine nu mai ești. Și dacă amâi, vei ajunge insensitiv la vocea Duhului Sfânt. Te cheamă odată, te cheamă de două ori, tot respingi, la un moment dat îți cauți explicații și scuze, păi nu pot din cauza asta. La un moment dat începi să crezi tu singur minciunile tale. Și după aceea, nu numai că crezi minciunile tale, crezi că ești ok. Păi uite, merg la adunare, nu sunt sfânt, dar nu nici păcătos ca ăia de acolo. Și ajungi la un punct la care nu te mai impresionează nimic și ești surd la vocea Duhului Sfânt. Și ești ca aia care au urechi și n-aud. Azi, dacă auzi vocea lui, nu am mâna, mă, frate. Ok. De ce ne vorbește Pavel despre Israel? Că ăia erau morți, săraci. Deci degeaba mai vorbești de ei. De ce vorbește? Vorbește ca noi să învățăm o lecție. Uite ce scrie, o să ajung la paragraful meu. Spune acolo, e un paragraf care spune și Pavel în Biblie, în două locuri, și spune și spre profetic. În două locuri spune în Biblie, ca să învățăm din exemplul lor. Să învățăm din exemplul lor. Dar să trecem la punctul 2 și o să vă dau și versetele respective, că le am aici, nicio problemă. În 1 Corinteni 10, cu 6 și 11, spune că Dumnezeu ne-a dat un exemplu. În 1 Corinteni spune treaba asta. Ok, punctul 2. Chemați afară din Egipt sau iubesc Egiptul? Ce s-a întâmplat cu Israel? Israel a fost în Egipt câți ani? 430 de ani, da? Ce au fost acolo? Robi. Ok. Și au strigat către Dumnezeu. Dumnezeu le-a trimis pe cine? Pe Moise. Și Moise ce a zis lui Faraon? Lasă poporul meu să plece unde? De ce? Să mi se închine. Dar dacă citiți cu atenție tot capitolul, Dumnezeu i-a chemat afară din Egipt pentru trei lucruri. Câte? Trei. Unu, să se închine. Doi, să-i slujească, așa aici acolo. Și trei, să-i ducă în țara promisă. De acord? Ce înseamnă să te închini lui Dumnezeu? Ce înseamnă să-i slujești lui Dumnezeu? Și ce înseamnă țara promisă? Ce înseamnă să te închini? Nu-i, frate, numai când mergi la adunare și când cântarea și faci rugăciunea, cum credem noi. Închinarea nu e o zi pe săptămână, e în fiecare zi. Ce înseamnă să te închini lui Dumnezeu? Să-i aparții lui Dumnezeu? Să trăiești cum a trăit Iisus? Atunci ce înseamnă să-i slujești? Că acolo ai cuvânt la slujire, se referă servire, a servi, a lucra. Ce înseamnă să servești lui Dumnezeu?
Să folosești darul care Dumnezeu ți l-a dat, unde te-a pus Dumnezeu. Dacă te-a pus în construcții, dacă te-a pus în spital, dacă acolo unde ești, să fii o lumină. Nu numai că tu trebuie să aparții lui Dumnezeu prin trăirea ta integră și caracterul tău. Dar de asemenea, trebuie să ajungi bolnavi, trebuie să ajungi săraci, trebuie să predici Evanghelia, să servești. Ce înseamnă țara promisă? Aia știm, nu e greu. Ok. Deci, ce a făcut Israel? Era în Egipt, Dumnezeu l-a trimis pe Moise și Moise zice, de fapt, Dumnezeu va trimite un profet ca mine, referindu-se la Iisus. Și sora îi spune așa că Israelul e simbolul Israelului spiritual, care suntem noi. Moise e simbolul lui Iisus, care a venit să ne libereze din robia păcatului. Iar Egiptul este simbolul păcatului sau al lumii. Iisus a venit să ne scoate din păcat, din robia asta a păcatului. Ok, ce s-a întâmplat? Deci a chemat să se închine, să servească și să se ducă în țara promisă. Am discutat asta, trecem mai departe. Ce s-a întâmplat? Când au ieșit din Egipt, au ajuns la Marea Roșie, da? Acum vreau să vă gândiți o clipă. Când au ieșit din Egipt, au ieșit așa simplu sau s-au întâmplat niște minuni acolo? S-au întâmplat o groază de minuni, nu? Gândiți-vă la plăgile alea, să vezi acolo toate minunile alea, e o chestie. Când au ajuns la Marea Roșie, ce au făcut? Păi de ce, mă frate? Că eu mă gândesc așa, că eu sunt mai bun decât ei, așa, sunt mai credincios, că eu sunt pastor, și mă gândesc că dacă Dumnezeu m-a ajutat în trecut ieri, eu mi-amintesc cum a lucrat Dumnezeu în trecut și zic, nu contează că e Marea Roșie în față și oștile în spate și munții în stânga și în dreapta. Eu știu că Dumnezeu m-a ajutat în trecut și eu am încredere și încep să cânt. O, sunt copil de împărat, împărat, nu mi-e frică de nimic, nu mi-e frică de... Așa facem! Când vine un necaz, așa facem! Dar ce facem, frate? Nu știu ce să mă fac, nu știu, m-a rugat de 2 săptămâni și ne plângem de parcă suntem copii mici. Ca ucenicii pe... Când l-au văzut pe Iisus, au început să țipe. Ne plângem. Păi de ce te plângi, mă, frate? Binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita niciodată. De un paragraf care spune așa, nu avem nimic să ne temem decât dacă uităm calea pe care... Fraților, prima dată, cum au dat de o greutate, cum au început să se plângă și să murmure și să... Aole, ce ne facem? Bă, ne-a scos aici să ne omoare, hai înapoi în Egipt, era mai bine acolo, că aveam castrat de ciori. S-au plâns. Dumnezeu a lucrat, a despicat marea, gândiți-vă ce minune. Gândiți-vă ce minune, adică să fie tu acolo la mare, să se despice marea și vezi așa ca într-un acvariu, perete de apă și cu pești în apă și cu rechini și nu ajung la tine și treci prin mare. Gândiți-vă ce minune e aia. De necrezut. Deci, de spica mare, au trecut prin mare. Apropo, zice Pavel că toți au fost botezați în mare. Vă amintiți textul? Și noi am fost botezați, să sperăm. Cine nu, zice că așa, că cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dumnezeu te cheamă să te botezi. Dar vreau să vă întreb, e suficient să te botezi? Că așa cred unii. Am venit la Domnul, mi-am predat inima Domnului și m-am botezat și acum e gata. Băi, frate, copiii când se nasc, nu e gata. De-abia de atunci începe durerea. Nu, gata, s-a născut, gata, să fii sănătos, Domnul Stelă, binecuvinteze, papa. De atunci începe durerea de capul copiii. Nu înainte, după ce se nasc. Când te-ai născut în credință, nu este sfârșitul lucrării. E începutul, voi, frate, de aici înainte ai ceva de făcut. De aici înainte trebuie să crești, de aici înainte trebuie să înveți, de aici înainte trebuie să lucrezi, de aici înainte trebuie să te maturizezi spiritual. Nu știu de ce, dar oamenii noștri studiază până la bote și apoi se opresc. Au experiențe până la bote și apoi se opresc. Și după aceea cad de la biserică, ce fac? Se întorc în apă și se rebotează, ceea ce e bine, praise the Lord. Și după aceea fac la fel. Păi apa nu te spală, frate, nu spală inima. Dacă nu dai cum să pun, nu spală nici mizeria din afară. Se presupune că după ce te-ai botezat, ai o viață de umblare cu Dumnezeu. Se presupune că studiezi în fiecare dimineață. Se presupune că te rogi. Se presupune că îi ceri sfatul lui Dumnezeu la fiecare pas. Se presupune că crești. Aia e viața de creștin care crește. Până la statura plinătății lui Hristos, m-am botezat și acum sunt adventist, gata. Suntem toți copii în credință, pentru că nu creștem. De-aia când dăm de un necaz, ce mă fac? Ce te faci? Roagă-te! Auziți, au început să murmure. De ce au murmurat? Nu ne place mana. Pâine cădea din cer, auzi? Ce n-aș da eu să cadă pâine pe proprietatea mea, să plouă cu pâine din cer? Ce mi-ar place? M-am tot rugat, dar n-a căzut până acum. Cădea pâine din cer și ei murmurau, ne-am săturat de mana asta. Se poate întâmpla vreodată în viața de credință așa de mult să ne obișnuim cu binecuvântările încât să murmurăm împotriva binecuvântărilor? Se poate întâmpla. Se poate întâmpla să uităm că sunt de fapt binecuvântări, să ne plângem de ele?
Păi să vă spun eu cum faceți ca să nu vă plângeți. Duceți-vă în Cuba o săptămână și apoi când vă doriți înapoi, învățați să apreciați ce aveți. Au început să se plângă de serviciu, au început să se plângă de lideri. Vă pot da exemplele din Biblie, dar nu am timp. Ce? Hai să ne căutăm alt conducător, că Moise ăsta a nebunit. Fraților, ce spune Domnului Moise? Zice, nu împotriva ta s-au răzvrătit, ci... Au zis, păi dar ei nu au zis că ne plângem de Domnul, ei au zis că ne plângem de Moise. De ce? De ce zice Domnul că nu împotriva ta se răzvrătește, ci împotriva mea murmură? De ce? Cine îndusese pe ei la Marea Roșie, Moise sau Domnul? Fraților, vreau să vă spun o chestie care e puțin cam tare și nu, din nou, nu trebuie să fiți de acord. De câte ori murmurăm în viață, noi ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. În orice situație. Vreau să vă dau un exemplu. Spune în Biblia așa, în Romani 8, că 95% din lucruri lucrează spre bine. Sau cum spune? Ce înseamnă toate? Eu știți, m-am uitat în greacă să văd ce înseamnă toate. Știți ce înseamnă în greacă toate? Cum se traduce? Toate. Exact așa cum auziți. Ce înseamnă, fraților, toate? Ce înseamnă toate? Toate? De dimineața până seara, 100%? Și atunci când ai peste un necaz, de ce te plângi, frate, dacă Dumnezeu l-a îngăduit? Vreau să vă spun așa, când Satana l-a atacat pe Iov, a făcut asta împotriva lui Dumnezeu sau Dumnezeu i-a dat permisiunea? Dacă Dumnezeu i-a dat permisiunea, dacă Dumnezeu a îngăduit ca tu să treci prin necazul ăsta, deși este greu, de ce te plângi? Pentru că Dumnezeu l-a permis și când tu zici, Doamne, te rog, rezolvă, nu face niciun sens, Dumnezeu l-a trimis. Doamne, te rog, ce mă fac eu cu necazul ăsta, te rog, rezolvă. Domnul zice, hey, wake up, eu l-am trimis. Dacă Dumnezeu l-a trimis, înseamnă că ai nevoie de el. Pentru că noi nu ne curățim caracterul decât în cuptorul de foc. N-am învățat asta de 1000 de ori? Decât greutățile ne fac să fim mai sinceri, să fim mai modești, să ne crească credința, să fim mai umili. Când nu trecem prin greutăți, uităm! Dumnezeu îngăduie pentru că Dumnezeu vrea să ne perfecționeze caracterul ăsta, să fim gata pentru cer. Noi cum dăm de o greutate, cum ne plângem? În loc să te plângi, în loc să încerci să rezolvi, în loc să te rogi la Domnul să rezolve, nu e mai bine să zici, Doamne, ajută-mă să învăț lecția pe care Tu vrei să o învăț, că Tu ai îngăduit asta cu un scop. Toate lucrurile lucrează cu un scop. Ajută-mă să înțeleg scopul, ajută-mă să-mi învăț lecția și ajută-mă să cresc din greutatea asta. Pentru că dacă tu te focalizezi pe lecția lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă de tine. Nu știu dacă m-ați înțeles. Ok. De câte ori murmurăm, noi de fapt ne plângem de faptul că Dumnezeu a îngăduit ceva în viața noastră. Uităm că Dumnezeu este Dumnezeu Universului și că este în control total. Și că nu se întâmplă nimic fără voia Lui. Absolut nimic. Asta am discutat, trecem mai departe. Ce au făcut Israel când s-au plâns? Există un paragraf în Spiritul Profetic care spune așa. Au pierdut sight, au pierdut focusul. Dumnezeu i-a pus să-și pună ochii. Zice, noi suntem străini și călători aici. Noi suntem trecători prin pustia asta, prin viața asta. Viața asta nu e decât 80-90 de ani. Eternitatea este veșnică. Dumnezeu vrea ca tu să nu-ți pui ochii pe viața asta atât de tare și atât de focalizat și atât de stresat, încât să uiți, să pierzi din vedere viața veșnică. Dumnezeu vrea ca tu să te focalizezi pe viața veșnică. Dacă noi așa de focalizați suntem pe viața asta, încât nu avem timp să ne rugăm, nu avem timp să studiem, nu avem timp să servim, pierdem viața veșnică. Israelul a fost așa de focalizat pe viața de zi cu zi, că a uitat de țara promisă. Există șansa, există posibilitatea să fim așa de stresați de robia asta a Egiptului, încât să pierdem din vedere chemarea noastră de a fi mântuiți și servirea noastră. Există posibilitatea asta. S-au focalizat așa de mult pe viața asta, încât au uitat de chemarea lor. De câte ori ne plângem, asta arată că noi suntem focalizați pe viața de zi cu zi și nu pe Dumnezeu. Nu te-a chemat nimeni să-ți pui ochii pe probleme când treci prin probleme, ci trebuie să-ți pui ochii pe Hristos. Când îți pui ochii pe probleme, te scufunzi. Numai când îți pui ochii pe Hristos, plutești prin furtună. Cum zice în engleză cântarea? Turn your eyes upon Jesus. Țineți ochii pe Iisus, căpetenia desăvârșirii. Țineți ochii, uite ce e în urma mea, mă vând spre mine și îmi țin ochii pe căpetenia desăvârșirii. Nimic nu trebuie să ne distragă atenția. Satana ne aduce greutăți ca prin ele. Satana n-are, frate, nevoie de casa ta. Și mi-a atacat Satana, mi-a luat casa. Așa e, te-a atacat Satana, s-a luat casa.
M-a atacat Satana, mi s-a stricat mașina, m-a atacat Satana cu serviciu, m-a atacat, uite, nevasta mea asta. E adevărat, dar Satana n-are nevoie de nevasta mea tare, nici de mașina, nici de casa mea tare, Satana nu conduce mașini, zboară. Satana vrea, prin atacul ăla, să-ți distragă atenția de la studiu și rugăciune și să te facă să-ți pierzi credința. Aia e ținta lui. Nimic nu trebuie să ne distragă atenția de la Dumnezeu, de la chemarea noastră, de la misiunea noastră, de la împărăția veșnică. Nimic. Haideți mai departe. Dumnezeu i-a scos afară din Egipt. Vreau să vă pun o întrebare. Sper că n-ați citit. Vreau să vă pun o întrebare. Ce a fost prima dată? Scoaterea din Egipt sau darea legii? Scoaterea din Egipt. Nu știu de ce câteodată noi, și cu oamenii ne numesc legaliști pe bună dreptate, încercăm să ținem legea înainte să avem o relație cu Hristos, înainte să fim scoși din Egipt. Nu știu dacă m-ați înțeles. Tu nu poți în puterea ta să ții legea. Tu trebuie să ții legea. Dar trebuie ca Hristos în tine să-ți dea o inimă nouă și să pune legea în inima ta și să o scrie în mintea ta. Și numai El poate să facă schimbarea asta. Tu, ca ești rău, nu poți face lucruri bune. Numai El îți dă viața asta nouă și puterea. Pot totul în Hristos, nu în puterea mea. De ce, nu știu, încercăm să facem ce trebuie fără să avem o relație cu Hristos. Trebuie întâi Dumnezeu să vină în inima ta, să te libereze, să ai o relație cu El, ca după aceea să poți să asculți. Dumnezeu întâi a scos din Egipt și apoi le-a dat legea. De aia când cineva te întreabă, ești salvat? Ce îi spui? Păi uite să vă spun. Ce înseamnă să fii salvat? Uite acolo. Are trei părți. Neprihănirea prin credință, care se numește. Cum? Atribuită. Neprihănirea următoare, care se numește. Împărtășită. Și ultima. Împărăția gloriei. Ok, hai să ne gândim la neprihănirea atribuită. Când Dumnezeu i-a scos din Egipt, Dumnezeu le-a dat neprihănirea. Când îți iei hotărârea, când îl găsești pe Hristos, și, am descoperit credința și te botezi, atunci Dumnezeu în clipa aia te consideră neprihănit la botez. E așa sau nu e așa? Acum vreau să întreb, ești neprihănit sau ești tot păcătos? Ești tot tu, frate, tot cu tendințe păcătoase. Dacă te supără nevasta, îți pierzi răbdarea. Dacă te supără copiii, îți pierzi răbdarea. E așa sau nu e așa? Dacă cineva la semafor trece înaintea ta, îți pierzi răbdarea. E așa sau nu e așa? Ești tot tu, frate, nu ești un sfânt. Nu ești Tereza, Maica Tereza. Dumnezeu te consideră neprihănit, dar tu nu ești neprihănit. Dar după aceea, după ce i-a scos din Egipt, ce a urmat? Pustia. Ce e pustia? E neprihănirea care? Împărtășită. E creșterea. Dumnezeu te scoate, te coți de neprihănit, dar după aceea te crește și te face neprihănit. Dumnezeu prin greutăți te învață răbdarea și te învață umilința și te învață iubirea și te învață credința și prin greutăți toate astea au un scop, frate. Toate greutățile astea au un scop. Ca Dumnezeu să-ți dea nu numai neprihănirea atribuită, ci să-ți dea și neprihănirea împărtășită. Să te facă neprihănit, să te crească la statura plinătății lui Hristos. Acum, și după aceea îți dă țara promisă. Vreau să vă întreb, când durează neprihănirea atribuită? Când te pocăiești? E o clipă, o oră, acolo, o hotărâre. Când durează neprihănirea împărtășită? O viață. Când durează împărăția? O veșnicie. Fraților, de aia când te întreabă cineva, ai fost salvat, îi spui așa. Am fost salvat când Dumnezeu m-a scos din Egipt, continui să fiu salvat în fiecare zi, că Dumnezeu încă mă crește, să mă învețe să fiu sfânt, și voi fi salvat când vine Domnul în cer. Sunt în procesul salvării. Sunt în procesul salvării, că Dumnezeu lucrează cu mine. De aia nu contează unde ești în proces. La început, ca tâlharul de pe cruce, sau la sfârșit, ca apostolul Pavel. Cât timp ești în relație cu Hristos, ești în procesul salvării. Adică, tâlharul pe cruce n-a făcut nimic bun. Dar zis, Doamne, adu-ți aminte de mine. Și ce a spus Domnul? Băi, tu n-ai făcut nimic bun în viața ta nenorocită. Așa i-a zis? Nu. Atâta timp. Zice, cine cheamă numele Domnului va fi? Acolo nu e că cine cheamă Doamne, Doamne și face o rugăciune. Acolo în greacă este cine cheamă prezența Domnului și este un timp prezent continuu. Aia înseamnă că pe Domnul trebuie să-L chemi în fiecare zi în viața ta. Doamne, eu nu pot singur. Vino în viața mea azi, te rog frumos. Cât timp tu îl chemi pe Domnul să lucreze în viața ta, atâta timp tu ești în procesul de creștere. Ești mântuit.
Când tu uiți de Dumnezeu și e singur, atunci ești pierdut. Cine are fiu, are viața și acolo e tot prezent continuu. Hai să trecem mai departe. Ce a urmat? Am discutat de asta, de lege. Trecem mai departe. Punctul 3. Credință și necredință. Haideți, aoleu, e târziu și mi-e foame. Hai să vedem. Credință și necredință. Ce se întâmplă după ce merg prin pustie? Ajung la Kadesh. Ce înseamnă Kadesh Barna? Ce era acolo? Canaan, fraților. La hotarele Canaanului, fraților. Acum, ce s-a întâmplat acolo? Cheamă Moise câți oameni? 12. Și îi trimite unde? Se inspecteze țara. 12, cum se numește? Iscoade, spioni, da? Și aia se întorc înapoi și ce spun? Am fost și țara este minunată, e adevărat sau nu? Are struguri mari, e adevărat sau nu? Are roșii mari, e adevărat sau nu? Miere, lapte, e adevărat sau nu? Are uriași, e adevărat sau nu? Da! Ziduri mari, e adevărat sau nu? Noi nu avem putere să ne luptăm cu ei, adevărat sau nu? E adevărat, fraților, că ei nu aveau putere să lupte cu ei. Da, a fost bine sau rău? Rău, de ce a fost rău? Auzi așa, noi nu avem putere să luptăm. N-au zis, Domnul va purta de grijă. Ăia doi, că 10 au zis rău și 2 au zis bine. Ce au zis? Fraților, să nu fim necredincioși. Să nu uităm cum Domnul a secat Marea Roșie. Să nu uităm cum ne-a dat biruința asupra Sihon și Og. Să nu uităm, vă amintiți? Să nu uităm că Dumnezeu care ne-a chemat are puterea să termine ce a început. Tu nu ai puterea. Tu nu ai puterea. Poți să încerci până mori. Tu nu ai puterea. Dar Dumnezeu are putere. De aceea că neprihănirea și mântuirea este prin... Nu trebuie să înțelegi tu cum face Dumnezeu, că Dumnezeu nu ți-a dat totdeauna explicații ce face. Dumnezeu când i-a spus lui Iosua, mergi în jurul Ierihonului, dar trebuie să fii nebun, frate, să mergi în jurul Ierihonului și să trebuie să câștigi biruința. Eu am fost acolo, am văzut ruinele pereților, înălțimea se estimează de arheologi că a fost de 30 de feet și lățimea de 12 feet. Vă dați seama ce înseamnă aia? Păi tu dacă mergi în jurul pereților ăla, poți să mergi până zrul pantofii, că nu se întâmplă nimic. Și mai e și expus că aia de pe perete trag cu săgeți și cu uzboală și cu toate alea. Deci te omoară nevinovat. Și auzi, mergi, taci din gură și sufli dintr-o pete și apoi te uiți și te culci. Și băi, bă, spune și mie să iau sabie, să iau... Nu, nici vorba. Când spune Dumnezeu ceva, nu poți să înțelegi totdeauna ce. Ca la Gedeon, nu-i așa? Deci că ia coada la topor și aruncă-o pe apă. De ce? Nu poți să înțelegi totdeauna ce spune Dumnezeu. Dar trebuie să asculți prin... Când Dumnezeu spune, nu comenta, frate. Că dacă șeful la lucru spune, fai cu tare, nu comentezi decât dacă îți pierzi serviciu. Când șeful zice, du-te, te duci. De ce când spune Dumnezeu, comentezi? Când Dumnezeu spune, te duci, te duci. Dumnezeu le spune, intrați că vă voi da biruință, voi merge înaintea voastră și ei spun, păi da, dar sunt uriași. Acum ne întoarcem înapoi la Evrei, capitolul 3. Spune așa, că au pierit în pustie și n-au intrat în țara promisă din cauza... Nu zice că din cauza că au fost uriași. Ascultați cu atenție ce vă spun acum. Nimeni nu o să piardă mântuirea și cerul din cauza problemelor și păcatelor și necazurilor. Și o să piardă din cauza necredinței. Că în momentul în care spui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu care a început lucrarea asta bună în tine, are puterea să o termine. Poate să salveze și pe ultimul păcătos de pe cruce și pe ultima prostituată. Dumnezeu are puterea să salveze pe ultimul. Ideea este când tu te încrezi în tine, atunci pieri. Când tu zi de zi ceri ajutorul lui Dumnezeu și zici, Doamne, nu merit, nu pot, nu înțeleg, dar aleg, când spune mie cineva, ce, dar nu simt. Păi frate, Dumnezeu crezi că depinde de emoțiile tale? Acum simt înseamnă că sunt acum nu simt, sunt pierdut. Dumnezeu nu depinde de emoțiile tale. Ce, cum ai mâncat tu azi noapte și cum ai dormit? Și zice, nu mă simt bine, nu simt că mă iubește Domnul. Dumnezeu nu se schimbă după emoțiile tale, Dumnezeu e același. Trebuie să spui încrederea în cuvântul lui, nu în emoțiile tale. Așa e? Nu contează cum simți, contează ce stă scris. Dumnezeu își ține cuvântul. Trebuie să iei hotărârea în minte, nu înțeleg, dar mă încred în El. Îmi pun toată încrederea în El. Spunea tatăl meu, și băi, trec multe păsări peste capul tău și tu nu poți să le oprești să zboare. Dar trebuie să le oprești să-și facă cuib în capul tău. Poate să vină necredința, dar îi spui, pleacă de aici, satano, înapoi a mea. Eu am ales să mă încred în Domnul. Nu înțeleg cum, dar știu că El e stânca mea. M-ați înțeles? Dumnezeu onorează credința aia mică cât un greunte de muștar. Dumnezeu o onorează. N-au intrat, nu că erau uriași, nu că erau pereți, din cauza necredinței. Haideți mai departe. Câți? Vreau să vă întreb așa.
Și au pus ochii pe probleme, pe giants, în loc să-și pună ochii pe Dumnezeu și pe promisiuni, pe făgăduințe. Noi nu suntem salvați prin ce facem noi, ci suntem salvați prin credință în ce face El. Și prin ascultare, prin credință. Vreau să vă spun, nu că ascultăm, ci că avem încredere în El. Vreau să vă spun așa. Cât timp trebuia să le ia de la Marea Roșie până la Ierihon, până la Țara Promisă? Păi eu am fost acolo și am vorbit cu ghidul. Și l-am întrebat pe ghid, acum dacă mă minte ghidul, mă mint și eu pe noastră. Am întrebat, mă omule, cât te-a să mergi? Și se uită ghidul la inecicul, de la Marea Roșie până la Ierihon. Și că păi depinde cum mergi. Așa mi-a zis. Și dacă mergi repede, îți ia între 12 și 13 zile. Dacă ești așa mai bătrân și ai după tine oi, copii, nu știu ce, îți ia așa cam 15-16 zile. Acum vreau să întreb, cât timp le-a luat lor? Olio, sunteți siguri? Păi eu aș fi nebunit 40 ani, să mă învârt așa, ca oaia căpiată. 40 ani. De ce, fraților, ne învârtim în pustia asta și nu am mers acasă la Domnul? De ce n-a venit Domnul? De ce n-a venit Domnul? De ce n-a venit Domnul? Din cauza noastră, fraților, din cauza noastră, din cauza noastră. Cauza mea și a noastră, de aia n-are. Din cauza necredinței noastre. Dumnezeu n-a dorit ca poporul lui să se învârtă 40 de ani în pustie. Le-a promis să-i ducă direct, repede, să le dea viață sănătoasă, să-i facă sfinți și fericiți. Dar ei n-au intrat din cauza necredinței. Și-au murmurat și li s-a întărit inima și așa mai departe. Și apoi ce spune paragraful? Auzi ce spune? 40 de ani de necredință și murmurare și rebeliune i-a opit Israelul de atunci din Țara Promisă. Acum ascultați cu atenție. Acum. Aceleași păcate au întârziat intrarea Israelului spiritual din Canaanul Ceresc. Cine e Israelul spiritual? Cine? Eu ce spun acolo, că nu spun eu. Aceleași păcate ne-au oprit pe noi să intrăm în cer. Hello? Dar acum chiar că nu vă mai place de mine. Cred că nu mănânc azi. Aceleași păcate. Necredință, neconsacrare, certuri, murmurare. Aceleași păcate, fraților. Evanghelist, pagina 696. Hai mai departe. A fost mai ușor pentru Dumnezeu să scoate Israelul din Egipt decât să scoate Egiptul din Israel. Ați auzit ce am zis? Ați auzit? E mai ușor să biruiești o cetate decât să schimbi o inimă. Auziți? Câți au ieșit din Egipt? Câți? 600.000 de bărbați, ce? 600.000 de men, așa e, ce, de bărbați. Plus femeile și copiii, cine știe, 1,5 milioane, 2, nu știu. Câți au intrat în Canaan? Oh, bad statistics. Ce înseamnă asta aici? Cât suntem în adunare, cât o să intre în cer? Nu se aplică la noi. Noi intrăm toți, noi suntem toți buni. Păi nu zice că mulți vor pleca? Și alții le vor lua locul? Cine pleacă, frate? Ia uitați-vă împrejur, cine pleacă? Ăla pleacă, ăla stă, ăla pleacă, ăla. Cine pleacă, frate? Și ăștia nu erau oameni răi. Doar că atunci când a venit necazul, au murmurat în loc să-și pună ochii pe Hristos. Întrebarea mea este, ai încredere în Dumnezeu? Să vă spun de ce n-au avut credință. Nu că au fost oameni răi. Tu nu poți să ai încredere într-un străin. Tu n-ai încredere cât în cineva care îl cunoști foarte bine. Cum poți tu să ai credință când nu petrești timp cu Iisus? Trebuie să petrești timp în studiu și în rugăciune ca să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai încredere în El. Oamenii care nu au relație cu Hristos nu au o credință fermă când vine necazul. Haideți să încercăm să încheiem. Ultima. Going up or going. Mergem în sus sau mergem în jos? Că pe loc nu stă nimeni. Și când crezi că stai pe loc, mergi în jos. Nicio grijă. Ok. Mergem în sus. De ce suntem în pustie? Ce se întâmplă în pustie? Care-i rostul pustiei? În pustie Dumnezeu vrea să te crească. Crești sau scazi? Te ridici sau te cobori? Te întreb de 10 ori. Ok. Haideți să vedem. Dumnezeu, de ce a îngăduit pustia? Nu vă mai dau acum paragraful, repede așa. Să-i învețe să renunțe la Egipt și obiceiurile din Egipt. Dumnezeu ne ține în pustie pentru că noi încă avem Egiptul în inimă. Și Dumnezeu trebuie să scoate Egiptul din inima asta până te duce în cer. Că ultimele zile pe pământ vor fi ca prima în cer. Să-i învețe să aibă încredere în El, nu în ei. Avem încredere în El, nu în noi. E ușor de zis. Să-i învețe să trăiască o viață ca a lui Iisus, o viață divină, o viață cerească. Ce înseamnă să trăiești o viață cerească? Ce înseamnă? Păi vă spune ce că spune în Biblie. Că ce firea pământească face asta și firea cerească face asta. Care sunt roadele firii cerești? Roadele Duhului Sfânt. Care sunt alea? Pace, le știm, nu? În Galateni, le știm, nu? Galateni 5, nu? Ok, alea sunt roadele? Cine face roadele alea?
Și de ce încercați, fraților, să le faceți? Dacă nu sunt roadele... Puteți să... Dacă vă scremeți mai tare, poate că faceți roadele Duhului Sfânt. Așa e? Nu, frate. Tu dacă ești măr, faci mere, nu faci portocale. Trebuie să fii portocal ca să faci. Duhul Sfânt face roadele Duhului Sfânt, că sunt roadele Duhului Sfânt. Tu faci roadele tale, că tu ești tu. Și ca să faci roadele Duhului Sfânt, îți trebuie Duhul Sfânt. În loc să încerci să schimbi viața, încearcă să-L inviți pe Duhul Sfânt în viața ta. Că așa se fac roadele Duhului Sfânt. Doamne, vino în viața mea, că singur nu pot. Și când Dumnezeu trăiește în tine, atunci Dumnezeu produce în tine roadele Duhului Sfânt. Așa se produc roadele Duhului Sfânt. Haideți să încheiem. Persoana care își pune încredere în Dumnezeu în fiecare zi, predându-se în fiecare zi și invitând Duhul Sfânt în viața lui, acea persoană va deveni cea mai puternică forță de atracție în lumea asta pentru salvarea celor pierduți. Cea mai puternică forță de atracție. Cine? Nu când faci. Evangelizarea e bună. Dar nu e evangelizarea câștigă oamenii, ci o persoană care trăiește ca Hristos. Aia câștigă oamenii. Am încheiat. Cam târziu, dar să sperăm că n-am pierdut masa. Auziți. Întrebare. Încerc să-l găsesc. Ok, cred că am găsit ultima pagină. Foarte, foarte trist, foarte trist. Că de multe ori, fraților, în loc să influențăm noi lumea, lumea ne influența pe noi. Lumea a influențat biserica, că nu mai e nicio diferență câteodată. Și că, păi, nu mănânc porc. Nu trebuie, frate, dacă mănânci oamenii, e suficient, nu trebuie să mănânci porc. Dacă ne mâncăm unii pe alții, e suficient. Tot ne curat mâncăm. Așa, să încheiem. Am auzit o poveste, de fapt am citit-o pe internet, să vă spun sincer, și am văzut și clipul pe internet, îl puteți căuta pe internet, îl găsiți. Când a fost acum vreo 12 ani în urmă Olympics, Jocurile Olimpice, unul din Africa, care a câștigat la Jocurile Olimpice 5 ani la rând toate competițiile, a câștigat medalia de aur, a venit acolo și a început să alerge. Și era primul, cred că ați auzit povestea. Și când se ajungă la capăt, chiar înainte de linia de sosire, i-a pocnit un mușchi, s-a desprins tendonul de pe os. Și o durere cumplită, eu nu știu, Doamne ajută, că n-am experimentat-o niciodată, dar așa spun, dacă citești pe internet, așa că e o durere cumplită. Te prăbușești în durere, nu mai poți să mici de durere, urli de durere. S-a prăbușit acolo. Toți au trecut și a căzut. A încercat să se ridice, ea s-a prăbușit în dureri. A încercat să se ridice, iar s-a prăbușit. A încercat din nou, din greu, cum încercăm noi, așa să ne schimbăm. A încercat cu toată inima, iar s-a prăbușit. Taică-su era acolo în audiență. A sărit peste gard. A trecut pe lângă gărzi, s-a dus el, San, ce faci aici? Vreau să trec de linia de sosire, vreau să ajung acolo. Păi de ce încerci? Tu nu vezi că nu poți? Vreau să ajung acolo, dar nu pot. Păi de ce încerci? Păi nu știu ce să fac. Zice, eu sunt aici cu tine. Tasul l-a luat așa, copilul a pus mâna așa, șoldic, și a trecut linia de sosire. Ați înțeles? Cum se trece linia? Nu e în puterea ta. Mântuirea nu e în puterea ta. Ci într-o relație strânsă cu Hristos zilnic. Astăzi, nu mâine. Dacă nu studiezi azi, nu să studiezi nici mâine. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că ai atâta răbdare cu noi. De atât de multe ori ne jucăm cu credința și nu e de joacă. Pentru că evenimentele se precipită și Iisus vine în curând. Te rugăm frumos, ajută-ne să ne punem ochii pe tine, să ne punem ochii pe împărăția ta, să înțelegem că aceste lucruri în curând vor arde și să avem o relație cu tine strânsă. Credem că ne vei ajuta și îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.